Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Scurt pe 2. De data aceasta, invitat sau reinvitat, cum vreți să spuneți, v-am promis eu într-o vreme că o să fie invitat o dată pe lună, nu ne ținem de cuvânt, mea culpa până la urmă, dar toți avem treburi și au fost o serie întreagă de sărbători, urmează alte sărbători, cred că suntem țara cu cele mai multe sărbători pe metru pătrat, ca să zic așa, din lume. Doamnelor și domnilor, invitatul de astăzi este președintele Organizației Municipale PNL Giurgiu, domnul Marian Măroiu. Bun găsit, domnule Măroiu! Bine v-am găsit! Domnule Măroiu, eu am o întrebare acum, că e caldă situația. Vă rog. Și nu pentru asta v-am invitat, dar dacă tot e caldă. Vă rog. Așa, în presa locală au apărut o serie de articole, pe anumite site-uri, o serie de articole care vizează un eveniment care s-ar fi întâmplat marți în ședința biroului permanent județean la PNL, cum că dumneavoastră l-ați fi bătut pe Dinu. Acum, întrebarea pe Ionel Dinu. Acum, întrebarea mea, l-ați bătut bine sau? Nici nu poate fi vorba de așa ceva, domnul Diaconescu. În general, eu nu sunt un tip conflictual, ba din contră, întotdeauna încerc să aplanez lucrurile, știu să ascult oamenii, știu să înțeleg lucrurile. Niciodată nu am sărit la bătaie să fac scandal de când mă știu în politică. Poate că am la nervi vreodată, am discutat cu un ton mai ridicat, sau dar ca să dau în cineva, păi vă dați seama că până acum trebuia să fiu arestat, să fiu cercetat măcar pentru așa ceva, dar vă dați seama că în politică, în general, ai și adversari, ai și dușmani, așa, și atunci, mai ales în situația în care la un moment dat ești pe trend, ești mai bine văzut, să spunem, în oraș, sau chiar în propriul partid, sunt unii care încearcă să te defăimeze într-un fel sau altul. Și atunci, adică se speculează orice mișcare, sigur, la un moment dat. Eu cu Ionel Dinu întotdeauna am avut o relație bună. Noi chiar am vorbit frumos unul față de celălalt. Nu știu ce l-a apucat marți. Marți eu chiar n-am avut nicio, decât i-am pus o singură întrebare: cine l-a montat împotriva propriului partid să vină cu asemenea discuții? Cine l-a împins să fie împins pe scări? Și atunci s-a enervat foarte tare, a început să înjure ca la ușa cortului și bineînțeles că domnul Anton, în condițiile respective, l-a invitat să iasă afară. E adevărat că nu a ieșit el prea ușor așa, a trebuit, exact cum spuneți dumneavoastră, un pic împins ca să iasă din sala de ședință, ca să iasă afară să se calmeze un pic. Ați văzut că i-am făcut roșii de fotografie. Și de fotografie. De la momentul respectiv. Da. Dar vă rog să mă credeți că nici măcar nu m-am ridicat de pe scaun, nici măcar nu i-am adresat vreo jurătură sau ceva de genul ăsta. Nu. Pur și simplu i-am pus o singură întrebare: cine l-a trimis acolo? Pentru că prima dată l-a luat un pic la mișto pe domnul Anton, pe urmă a început să se ia de mine. Și eu, bineînțeles că mi s-a părut suspect, în primul rând, și că el n-a mai stat la locul lui unde trebuia să stea, a stat undeva aproape de ușă, probabil ca să, în caz de ceva, să fugă. Da, și cam asta a fost toată respecta treaba. Respecta planul de evacuare în caz de incendiu verbal. Da, eu aș vrea, dacă e atât de bătut domnul Ionel Dinu, să meargă să scoată un certificat medical, să arate că e vânăt la ochi, care, eu știu ce... Echimoze, scoriații și ce mai departe. Și atunci, da, dar vă dați seama, sunt toți colegii noștri care au fost prezenți la acea ședință, în primul rând că n-aș face un asemenea gest față de colegii mei, pe care îi respect din tot sufletul. Sunt colegii noștri și nu cred că cineva ar dori ca într-o astfel de ședință să auzi asemenea înjurica la ușa cortului. Și atunci toți, chiar s-a pus problema excluderii acestui om din partid.
Da. A, deci s-a pus serios problema. Da, sigur, da. Deci foarte multe voci din biroul politic județean care au spus clar, acest om nu mai are ce să caute în PNL. Condițiile în care te porți de asemenea manieră. De asemenea manieră, sigur. Și ai și o funcție. Ai și o funcție până la urmă, sigur. Da. Da. Păi rămânem pe aceeași linie puțin, după aceea trecem la lucruri ceva mai calme. Rămânem pe aceeași linie, cam aceleași site-uri. Da. Sau mă rog, pe aceeași linie. S-au trezit ei să spună, deși n-au participat la conferința de presă de săptămâna trecută, să știu să vă căineze. Că în loc să dați cu securea în primarul Barbu, dumneavoastră îi luați cumva apărarea și spuneți că are o poziție destul de ingrată în PSD și așa mai departe. Probabil că asta a și deranjat de... sunteți acuzat că nu... De nou combat. Da, de nou combat, să zic așa. Domnul Diaconescu, de-a lungul timpului, cel puțin de 20 ceva de ani, eu mai am puțin și împlinesc un an de când sunt președinte al organizației municipale, singurul mod de a face politică în Giurgiu a fost ala de a ne înjura unul pe celălalt. Da, da, da. De a ne critica chiar și n-ai fără motiv. N-ai făcut bine și ce ai făcut bine, Bine. Eu de la început am declarat că voi face un alt fel de politică. Dacă am ceva constructiv, am ceva constructiv, dacă pot să ajut administrația locală, așa cum am spus-o de fiecare dată, dacă pot să-l ajut pe primarul Barbu în ăștia 4 ani de zile să facă sau ceva bun... Sau oricare ar fi fost primar. Da, sigur. Oricare ar fi fost primar, vorbim de... Nu dăm nume acum. Da, da, da. Dacă pot să ajut prin consilierii noștri, prin mine personal, dacă putem să ajutăm să se facă ceva bun în orașul ăsta, cu mare drag. Dar m-am săturat, vă rog să mă credeți, doar să înjurăm, doar să criticăm, fără să venim cu nimic constructiv. Eu nu voi face chestia asta. Avem 4 ani de zile de construit, avem în ultimul an de zile să facem campanii. Și atunci spunem ce a fost bun, ce n-a fost bun. O mare parte dintre lucruri, eu sunt convins că cetățenii sunt cei care vor judeca dacă a fost bine sau dacă n-a fost bine cu actuala administrație. Deci nu sunt eu cel mai în măsură să critic și să tot timpul să stau pe posturile de televiziune să spun, doamne, Barbu e cel mai rău și eu sunt cel și mai... Și n-a făcut nimic. Și eu voi face, da. Deci, e clar că eu și dacă mă ajută Dumnezeu să ajung primar, voi încerca să strâng toate forțele politice din acest oraș, să facem un front comun, să realizăm ceva bun pentru orașul ăsta, pentru că suntem terminați, domnul Diaconescu. Și acum nu o spun din, eu știu, ca să sară în ochii lumii, ci o spun chiar cu mâna pe suflet, pentru că sunt tipul de om care umblu printre oameni, merg prin acest oraș. Și e și ce spun giurgiuvenii noastre? Aveți un fel de pre-campanie, așa, da, ca să spun, pe care ați început-o ca la carte. La carte spune că o campanie electorală începe imediat când se termină campania electorală, clar. Și dumneavoastră mergeți... Domnul Diaconescu, dacă îmi permiteți, deci nu pot să spun că este o campanie, pentru că o campanie electorală deja înseamnă prea mult. Dar eu zic așa, că un politician la un moment dat care dorește să ajungă în fruntea urbei, în primul rând trebuie să meargă printre oameni, să cunoască cu adevărat problemele cu care ei se confruntă, să știe fiecare străduță, fiecare scară de bloc, fiecare bloc în parte cu problemele lui, pentru că sunt multe probleme, da, sunt, da, foarte multe probleme. Și de-abia după aceea să ai pretenția să administrezi un oraș, pentru că nu e așa de simplu. Dom'le, gata, te duci și ai ieșit primar și de atunci, din momentul ăla, toate vin așa, fără să faci absolut nimic. Nu. Este un efort extraordinar și personal, dar și de familie. Gândiți-vă că toți membrii familiei, la un moment dat, sunt angrenați vrând nevrând în această muncă, da, 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 și cu bune și cu rele, pentru că ești în vizor unui oraș și întreg și e normal să-ți asumi astfel de responsabilitate. Da, e adevărat. Merg, fac o astfel de întâlnire cu cetățenii din ușă în ușă, pentru că e normal să mă cunoască oamenii, în primul rând pe mine, cel care doresc să ajung primarul acestui oraș, dar și să știu, să cunosc foarte bine problemele cu care dumneavoastră se confruntă. Ce v-a impresionat cel mai mult din ceea ce spun oamenii sau din ceea ce ați văzut? Sărăcia, domnul Diaconescu. Sărăcia.
Este un oraș mort, investiții nu sunt și asta trebuie să facem tot ce este omenește posibil. Nu știu ce trebuie făcut, dar trebuie făcut. Trebuie adus și investitori, trebuie să creăm locuri de muncă pentru că se simte lipsa locurilor de muncă, lipsa investițiilor care să aducă plus valoare în acest oraș, se simte. Pentru că ușor, ușor o să ajungem în situația în care nu mai putem să ne mai facem datoria ca primărie față de ei. Și aici mă refer la curățenia orașului, unde prin unele zone lasă de dorit, pentru că nu mai există forță financiară. Da. Asta e clar, nu aduc o vină cuiva. Să nu credeți lucrul ăsta. Da. Dar sunt foarte multe probleme din punctul ăsta de vedere. Păi dacă nu ai investitori, nu ai la bugetul bani, local, de la unde bugetul să vină local, nu ai populație, da. Ai populația săracă, nu ai bani din taxe și impozite. Cu ce poți să mai administrezi așa cum trebuie un oraș? Ne uităm cu admirație spre orașele frumoase din Ardeal. Vorbim de Cluj, vorbim de Arad, de Oradea, Timișoara. Păi acolo sunt investiții, au fost investiții toată perioada asta, în ăștia 30 de ani după Revoluție, ăștia tot au adus bani. Auzeam de Oradea. 240 de milioane de euro bani europeni aduși în oraș în ultimii ani de zile și ne mirăm cum acolo este totul ca la carte. Și e vorba și de vest. Acolo rețeaua de autostrăzi a început să funcționeze. Da, și asta e adevărat. Apropierea de vest. Domnul Diaconescu, o singură întrebare la care vă rog să mă credeți că nici eu nu știu să dau un răspuns. Noi suntem aproape de București, suntem la 50 de kilometri distanță. Cum Dumnezeului nu reușim noi să aducem niciun investitor în condițiile în care terenul este mult mai ieftin, în condițiile în care utilitățile sunt ieftine? În condițiile în care avem Dunăre aici. Avem Dunăre aproape. Eu chiar vă rog să mă credeți că e o întrebare la care momentan nu pot să răspund. Dar ușor, ușor. Cineva spunea că o cauză ar putea fi chiar apropierea de București. O cauză a faptului că nu vin aici. Adică preferă să-și ia muncitori de aici, să-i ducă acolo și... Da, domnul Diaconescu, dacă ar mai mult la firme de pază. Păi asta e, că dacă muncitorii ăștia ai noștri ar merge undeva în construcții, în industrie în general, n-ar fi nicio problemă. Dar să mergi pe un salariu de 11 milioane să stai paznic, deci mi se pare absurd. De aceea... Eu cred că trebuie să ne zbatem un pic mai mult. E adevărat că noi am pierdut startul cu ceva ani în urmă. Vechea administrație, Iliescu și așa mai departe, când cred că era momentul să se facă ceva. Dar, ce să mai zicem, de cei care au fost numai de bine. La revedere. La revedere. Da. Acum noi trebuie să vedem viitorul, trebuie să facem tot ce este omenește posibil. Și încă o dată, voi fi alături în continuare de administrația locală. Nu aduc vină nimănui deocamdată, pentru că suntem în perioada în care noi trebuie să construim și suntem de vină cu toții. Trebuie să găsim soluții. Noi trebuie să găsim soluții ca orașul ăsta să se învioreze un pic, pentru că altfel murim. Vă rog să mă credeți, ieri am avut o zi atât de grea, nu din cauza faptului că am muncit și că am mers printre oameni, ci pentru că am găsit foarte puțini oameni, din păcate. Deci spuneați ceva la un moment dat de foarte multe apartamente goale, că e dezolant. Deci, vă rog să mă credeți, domnul Diaconescu, în jurul fostului Bila, acum nu știu cum se numește acum. Da, tineretul. Așa, din tineretul, de acolo, în cartierul ăla. Stora, unde teurile, și așa. Nu, unde sunt teurile? Da, teurile. Vă rog să mă credeți că mai mult de 2-3 apartamente pe o scară nu am mai găsit ocupate. Deci restul toate goale. Deci, nu, e dezolant. Deci vă rog să mă credeți că am ajuns acasă și nu venea să cred. Și întrebarea, sau poate și un răspuns, este și acesta, pentru că noi dacă nu mai avem forță de muncă, pentru că marea majoritate, cred că în proporție de 70% din ce am avut noi forță de muncă în municipiu, a plecat afară. Vorbesc de forță de muncă calificată. La pensie, au îmbătrânit. Sigur, sigur. Da. Și atunci, eu cred că și ăsta poate fi un răspuns, lipsa forței de muncă, mai ales cea calificată, nemai fiind, probabil că sunt investitori care vor să vină aici și fac probabil un sondaj
văd că situația, din punctul ăsta de vedere, în Giurgiu este din ce în ce mai precară și atunci probabil că oamenii preferă să meargă în altă parte decât să... Și de aceea noi trebuie să găsim o formulă, să ajutăm acești investitori, eu cel puțin așa cred, să-i ajutăm să le punem la dispoziție un teren, să le cât de cât cu chirie mai mică, să le ducem utilitățile la poartă, adică nu știu, să le creăm niște facilități. Ar mai fi o problemă, ca, nu, și aici vreau să spun ca acești investitori care ar veni în Giurgiu să preia din oamenii noștri, să-i școlarizeze undeva cum a făcut și Vestalpin, exemplu, și după aceea să deschidem o afacere ca oamenii respectivi să învețe și pe ceilalți să lucreze. Poate numai așa. Ar mai fi o variantă, una din variante, ar fi exact ceea ce spuneați mai devreme, ca toate forțele să se implice și atunci și deconcentratele și, știu, inspectoratul școlar, care e o plasă turnantă aici, să școlarizeze copii sau să îndemne copiii, o campanie de îndemnare a copiilor, a elevilor spre meseriile care se cer aici. Domnul Diaconescu, sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar ca să îndrumi acești copii spre anumită meserie, trebuie să fie conștienți că cu meseria aia au și un viitor. Da, da. Dar în condițiile în care noi în orașul ăsta nu avem o industrie, să zicem, constructoare de mașini. Da, un exemplu. Da, da, da. Aberant, deși pentru Giurgiu e destul de mult, ca să spui așa ceva. Atunci poți să mergi la inspectoratul școlar și să spui, domnule, eu vreau să... Investitorul respectiv. Da, da, da. Sigur. Așa. Poate să spună, am nevoie de forță de muncă calificată în domeniul cutare. Sau de școlarizare ca lăcătuș, ca strungar, ca eu știu ce au ei nevoie. Da. Că atunci se leagă. Adică în momentul în care copilul respectiv face școala profesională într-un anumit domeniu, poate să meargă să o și practice undeva. Da, dar așa, dacă el merge și învață ceva teoretic și practic n-are unde să învețe meseria respectivă, e cam puțin. Trebuie umblat cumva și la legislație. Mă uitam la legea uceniciei la locul de muncă. Ok, legea e ok. Eu, ca investitor, aș fi mulțumit. Sunt niște, e aproape un salariu care se dă să-l învăț pe ucenicul respectiv meserie. Doar că în dulcele stil românesc e prea stufoasă. Adică eu, ca mic investitor, eu trebuie să am și un formator să-l învețe meserie. Păi îl învăț eu, că e interesul meu să-l învăț, nu trebuie formator. Și atunci trebuie un teanc mare de acte, un dulap de acte pentru un singur angajat. Lucrăm mult prea stufos. Și iar o mare problemă care avem, problema salariilor, să știți. În Giurgiu sunt, tocmai din cauza lipsei locurilor de muncă, pe alea mici. Care sunt, salariile sunt foarte mici, pentru că automat cerința de locuri de muncă fiind foarte mare și salariile sunt foarte mici. Și atunci omul preferă să plece în străinătate, spune-mi că să stau în Giurgiu să iau 10 milioane pe lună. Sau în administrația publică. Sau în administrația publică, da, da. Și în administrația publică câți să lucrezi? Că nu, sunt și așa destui. Și așa depinde de șefi. Depinde de șef, da, e adevărat. Câte rude are, dacă are neamul mare, dacă corect, nu, corect, da. Pentru că la administrație deja se suportă foarte greu salariile. Știm foarte bine s-au mărit salariile, dar bani nu avem de la guvern. Îi cocoșăm pe mici investitori, îi cocoșăm. Asta, da. Încet și sigur. Și cam atât. În rest, n-am făcut nimic. Deci, prin mărirea salariilor în administrație, nu am făcut decât să-i terminăm pe cei din privat. Clar. Și după ce că și așa aveam o brumă de investiții pe aici prin Giurgiu, o să le terminăm și pe alea. Acum, că ați văzut, mergeți prin oraș și vedeți tot, știu, toate neajunsurile. Presupun că v-ați pus în perspectivă să faceți și un... un plan pentru campania electorală care o să vină, un plan un de redresare. Să-l puneți pe hârtie, să aveți un program, sigur. Sigur. Da. Evident că da. Deci asta, eu acum, intrând în contact cu oamenii își spun doleanțele și evident că în funcție de doleanțele dumneavoastră o să corelez cu programul meu de campanie electorală și programul de administrare pe următorii 4 ani. Da. E, cum să spun, trist. E foarte trist, din păcate. E foarte greu pentru că spuneam să facem front comun. Da. Toate forțele politice și mai departe în orașul ăsta. Eu, de asta cineva mi-a reproșat că l-am plâns pe primarul Barbu că săracul n-are sprijin.
Dom'le, ăsta e un adevăr. N-avem cum să ascundem adevărul ăsta când eu văd... Câte tabere sunt în PSD acum? Din câte știu eu, sunt vreo 3. Deci avem una care e cu domnul Cuc, așa, care e fost ministru al transporturilor, unde am înțeles că și domnul Balbu ar fi cât mai aproape de această tabără, cu domnul Alexandru Andrei. Pe partea cealaltă ar fi domnul Bădălău cu Finu sau ce e, domnul Maria Mina, de vis-a-vis de la Consiliul Județean, domnul Mina. Și a mai apărut o tabără foarte interesantă, domnul Cărăpânceanu, domnul primar Cărăpânceanu. Da, care se pare că ar avea și șanse de câștig. Păi drumul domnului Dragnea trece prin, spre Alexandria, trece prin Ghimpați. Dar nu numai asta, dar se pare din discuții că acest domn primar ar fi fost adus la PSD chiar de către domnul Dragnea și că ar fi între ei o relație de prietenie foarte strânsă, da. Acum să vedem, dar e clar că bătălia e foarte aprinsă între cele trei tabere și din toată povestea asta nu are de suferit decât cetățeanul din Giurgiu. Da, al, cu siguranță, Lacianu. Da. În primul rând că este o bătălie între cei care sunt acum și actualul președinte al partidului, domnul Dragnea, care, bineînțeles că noi suntem atât de deștepți în Giurgiu ăsta, noi. PSD-ul ăsta, care a fost pe primul loc în țară, gândiți-vă, am avut doi miniștri pe care pe amândoi am terminat, din cauza unor ambiții personale, că nu din alte motive, pentru că așa bune curele erau giurgiuveni, erau oameni de-ai noștri care trebuiau sprijiniți, trebuiau susținuți acolo ca să aducă investiții în Giurgiu. La un moment dat, undeva înainte, cu 3-4 luni, să își dea demisia cu cântec ministrul Răzvan Cuc. Să fie demis. Să fie demis. Da. Da? De, a fost în Giurgiu cu factor de decizie de la CNAIR, de la CFR, că au pornit pe un drum drept, s-au semnat niște documente pentru podul de la Grăliștea, pentru șoseaua de centură, vestitul drum care ne-a... Da, după părerea mea, acești oameni au terminat, să spun așa, și ultima speranță a Giurgiului. Eu cred că situația pe care am avut-o cu acești doi miniștri în Giurgiu, nu o să mai avem niciodată. Păcat de Dumnezeu că s-a întâmplat așa, păcat, pentru că cel puțin... Și până la urmă era și o mândria noastră, cel puțin unul dintre acești oameni, nu dau nume, era bine intenționat pentru orașul și județul nostru, ar fi adus investiții aici și sunt convins că s-ar fi și realizat, dar am pierdut o oportunitate pe care, încă o dată spun, nu știu dacă giurgiuvenii în general, nu mă interesează dată, da, că e vorba de PSD, că e vorba de PNL sau orice alt partid. Oportunitatea care a avut-o PSD-ul și județul Giurgiu, implicit cu 70%, cu 70%, cu doi miniștri. Am avut pe Bădălău, care era vicepreședintele Camerei, adică numărul 2 din PSD. Adică numărul 2 din PSD. Cu astfel de situație, noi nu ne vom mai întâlni niciodată. Clar, clar. Păcat că s-a... Avem noi giurgiuveni, în general, da, sau politicieni, în special, au ei germenul autodistrugerii când se văd undeva sus, simt nevoia să-și aprindă fitilul? Da, din păcate, unii au ambiții mai mari decât le pot duce. Întotdeauna să știți că am fost conștient de cât de mare trebuie să-mi cumpăr pălăria. Niciodată. Da, da, da. Să nu fie prea mare, să scadă pe ochi. Am ajuns la o vârstă când poate prin natura funcțiilor în politică pe care le-am avut puteam să fiu mult mai sus. Poate că nu le-aș fi putut duce pe unele dintre ele, dar din foarte mult bun simț, pentru că întotdeauna am considerat că sunt unii mai mari decât mine și cu mai multă experiență decât mine, mi s-a părut normal ca acei oameni să fie mai sus, dar am considerat că locul meu este aici, în municipiul Giurgiu, în județul Giurgiu, și că aici pot să ajut cât mai mult pentru, ca să ai pretenția să fii ministru, ca să ai pretenția, eu știu, poate și la funcții mai înalte, să fii președintele unui partid ca și PSD-ul. Păi, scuzați-mă, în primul rând trebuie să ai, în afară de forță financiară, trebuie să ai și multă
minte. Și mai e un lucru care aparține puțin de, nu știu, de bunul simț al fiecăruia. Trebuie să recunoaștem cu toții limitele incompetenței. Păi personale. De asta vorbeam mai devreme, da. Că nu poți să fii făcut pentru orice. Să-i mulțumești lui Dumnezeu dacă la un moment dat ajungi, cum a ajuns, au ajuns unii numărul 2 în PSD, domnul Bădălău, să ajungi numărul 2 în PSD-ul și pe urmă să ai pretenția să fii numărul 1. Eu zic că și dintr-un județ ca Giurgiu. N-au pretenții alții cu județe mari din România care au avut și aia rezultate și vii tu să ai pretenția asta în condițiile în care ai avut 2 miniștri. De noi, eu vă spun, ascultați, o să trăim, nu știu cât de mai de Dumnezeu de trăit, dar vă spun că oportunitatea pe care Giurgiu a avut-o de data asta nu s-o mai avea niciodată. Și păcatul Dumnezeu, că spuneați de niște investiții pe care le promisese Răzvan Cuc atunci când era ministrul transportului. Da, cu câteva luni înainte a fost era ministrul transportului, avea un cuvânt de spus, indiferent ce vrem noi să spunem sau să spunem, avea la momentul respectiv un cuvânt de spus, era ministru, putea să spună, da, vreau să fac șoseaua de centură a Giurgiului, de exemplu, sau vreau să trimit niște investitori să facă ceva în Giurgiu. Dar la momentul în care, cât a stat? 6 luni sau cât a stat? 10. Cu 10 luni. Ce să faci un om în 10 da, luni? N-ai ce să faci. Dar abia dacă reușești să-i cunoști cât de cât pe cei care îți conduc din subordine. Pe cei alăturați din subordine. Apropiați din subordine. Nu pe toți. Nu, e clar. Asta e. Așa, noi suntem blestemați. Din punctul meu de vedere, Giurgiu e blestemat. Să nu facem absolut nimic din cauza orgolilor personale. Suntem o comunitate mică și ne batem foarte mult pe sărăcie. Domnul Mărău, dacă în PSD mi-a spus că sunt 3 tabere, da, după părerea noastră, în PNL câte tabere sunt în momentul ăsta? Una singură. Sunteți sigur? Sunt foarte sigur. Da? Da. Ei, m-ați prins pe mine nepregătit aici, credeam că spuneți că sunt mai multe, dar o să mă interesez din emisiunea viitoare, deci, vă spun câte vă sunt. Vă rog foarte mult să mă credeți, dacă aș fi simțit de la început că sunt mai multe tabere în partidul ăsta, în momentul în care eu am avut o înțelegere prealabilă cu președintele actual al partidului, Marin Anton, n-aș fi plecat la drumul ăsta alături de el. Îl știu, un om de echipă, un om care face tot ce este posibil să țină toți oamenii pe lângă el. Evident că cei care nu sunt și nu vor să fie lângă echipă, n-au decât să-și aleagă altă cale. Dar așa cum suntem la ora actuală, eu zic că municipiul și județul sunt pe aceeași lungime de undă. Da, un subiect nu l-am abordat. L-ați abordat dumneavoastră în conferința de presă și mi-a plăcut modul în care l-ați abordat. Gigi Oprișan. Șeful Inspectoratului Școala Județeană. Gigi Oprișan, în momentul în care eu am fost la PSD, este omul pe care eu l-am propulsat ca și... El a mai fost într-o perioadă inspector general în perioada 2009, dacă vă aduceți aminte. Da. Eu l-am propulsat pe această funcție pentru că mi-a plăcut de el. Este un tip ok din punctul meu de vedere. Și serios. Și serios. Dar mare lui păcat este că n-a fost în tabăra care trebuie la PSD. Și din punctul ăsta de vedere are foarte mult de suferit și probabil că foarte curând își va pierde și postul. Faptul că primarul Nicolae Barbu sau, mă rog, primarul, președintele organizației municipale, omologul dumneavoastră PSD, din PSD, domnul Barbu, a anunțat la un moment dat că îl sprijină pe Gigi Oprișan ca și candidat la primăria Giurgiu, atunci s-a produs declicul? Atunci a pus cruce, ca să spunem așa. Atunci s-a produs declicul, evident că domnul Barbu nu este în aceeași tabără cu Bădălău și atunci nu i-a făcut decât un rău, ca să spunem. Un rău mare lui domnul Oprișan și acum are de suferit consecințe. Se pare că și în PSD e o mare înghesuială de candidați pe metru pătrat. Așa că lupta rămâne deschisă, vom vedea până mai sunt 2 ani până atunci. O să vedem. Corect. Oricum, m-aș bucura ca dumneavoastră să aveți un program care să fie mulat pe dorințele giurgiuvenilor. Își bucură. Atunci, mai ales că mergeți atât de des printre ei. Atunci înseamnă că n-ai ce să cauți la conducerea primăriei, dacă n-ai un program care să fie legat chiar de cetățenii pe care vrei să-i... Da. Despre schimbările pe care o să vreți să le faceți în modul de gândire al administrației locale, în modul de organizare, de ce nu al administrației locale, vom vorbi într-o altă emisiune. Sigur. Undeva în luna mai.
dar vreau să mă lăsați mai aproape de... Adică lucrurile astea, părerea mea, ar fi discutat de abia 2019. Așa mare, că vreți să faceți și... Nu pot să spun lucrul ăsta acum și cred că mă înțelegeți de ce. Da. Nu, da. Că le dați idei și altora, clar. Corect, da. Bine, vom găsi subiecte politice atât de... Și știți de ce, și știți de ce nu că m-aș feri să mi-asum anumite lucruri, anumite responsabilități, dar părerea mea e că înainte... să avansezi un program, înainte să avansezi că vrei să faci anumite structuri în cadrul primăriei sau nu știu ce mai vrei să faci, trebuie să fii bine documentat și ceea ce le spui oamenilor că vei face, să și faci. Să și faci, da. Altfel, știți că marea majoritate a oamenilor spune, domnule, să nu veniți să ne promiteți nimic, că nu vă credem. Nu mai credem pe nimeni. S-au săturat oamenii de atâtea promisiuni că și de atâta bine. Și de atâta bine că nu mai vor să mai audă de absolut nimic. Da. Domnule Voroiu, mă bucur că v-am avut invitat la emisiune, mă bucur că ați acceptat invitația. Vor mai fi astfel de discuții. Doamnelor și domnilor, a fost Marian Voroiu, președintele Organizației Municipale PNL Giurgiu și candidat asumat de PNL Giurgiu pentru funcția de primar pentru campania din 2020. În speranța că veți petrece bine în zilele următoare, urmează un weekend de foc, 30 de grade, urmează 4-5 zile, nici nu știu cât sunt libere, dar sunt destule. Vă doresc petrecere frumoasă și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere! La revedere!